Record de lăutari pe aceeași scenă. Aproape 200 de muzicanți s-au aflat aseară pe esplanada Palatului Administrativ și au cântat melodia Mărioară de la Gorj. Reprezentanții primăriei Târgu Jiu vor să înregistreze acest eveniment în cartea recordurilor. Aproape 200 de lăutari au cântat aseară melodia Mărioară de la Gorj. Evenimentul a făcut parte din manifestările dedicate zilelor municipiului. Reprezentanții primăriei Târgu Jiu vor să înregistreze participarea numeroasă a muzicanților în cartea recordurilor. E un record în această seară pentru că noi am încercat, a fost o tentativă a noastră și sperăm că am câștigat acest podium pentru că pe locul 2 era un taraf la fel alcătuit din mai mulți membri, 121. Noi am avut aproape 200 de membri în această seară la acest taraf și sperăm să câștigăm podium, așa cum spuneam. Au fost prezenți lăutari din toate zonele județului? Da, au fost foarte mulți lăutari și le mulțumim că au venit alături de noi în această seară, pentru că a fost un moment emoționant. Au fost cei de la Școala Populară de Artă, au fost cei de la Palatul Copiilor, Doina Gorjului și, bineînțeles, din restul județului, pentru că avem, slavă Domnului, avem lăutari. Iubitorii muzicii autentice nu au lipsit de la acest eveniment.